după ce au fost răpite, vândute, bătute, amenințate, torturate și rămân sclave fără speranță ale unor proxeneți sângeroși care nu ezită să le împuște, să le ardă de vii sau să le dea la câini dacă nu sunt mulțumiți de ele. S-ar putea ca reportajul care urmează să vă afecteze emoțional, dar el vorbește despre mii de tinere românce care trec prin iad, purtând în ele o singură dorință, să fie salvate. Noi pentru bărbați suntem doar niște obiecte pe care ne golim atunci când avem nevoie. Pentru că acolo, dacă te suna un prost la telefon și zicea o vreau pe aia, tu te ridica, nu conta că ție ți-i somn sau ești bolnavă. Cam cât? Vrem 50. E o cameră? O cameră de hotel? Ai ceva sau? Mașină. Bine? Se uită la tine? Așa, te detestă direct ca pe o cârpă? Cât mă costă? Hai, urcă. Scurt. Cât ani? 20. Mă, fată științifică? De ce? Mă bătea de mult săracu apace, l-a aruncat cu mine de pământ, ca pe un câine, te plinea de cap și te dea cu picioarele în cap. Tu ești un câine și el este stăpân. Puteți să-i spuneți Ana sau Maria. Ar putea avea 14 sau 26 de ani. Multiplicați această imagine de 20-30 de mii de ori și veți avea tabloul aproape complet al româncelor care cad victimă exploatării sexuale în Europa. Carne de tun într-o industrie mai profitabilă chiar decât traficul de droguri sau de arme. Sunt atât de numeroase aceste femei încât România deține supremația pe piața europeană. Unele sunt prizoniere în cluburi sau apartamente din Occident. Pe altele le vezi pe străzile tuturor marilor orașe și le disprețuiești, fără să le știi povestea și fără să bănuiești măcar că unele dintre ele vor muri așa, captive, distruse de boală sau omorâte de proxeneți. Visto una ragazza sfregiata al viso, era una ragazza molto bella perché non voleva prostituirsi e con una lametta gli hanno tagliato il viso da qua fino a sopra. Noi abbiamo raccolto sulla strada ragazze che erano state picchiate, avevano le costole rotte, quindi le costole rotte, e malgrado questo erano costrette a prostituirsi. Ce n'era una che era depressa, piangeva, si chiamava Sofia. E gli ho detto, a un certo punto, are you Christian? E lei mi ha risposto, I was. E poi piangeva. La mattina l'hanno trovata in un casolare, bruciata viva, 22 anni. Am ieșit la stradă, eram undeva aici, au un bușcutră, po! Am uitat, s-a văzut, a picat jos fata. A venit o mașină, mi-a spus, în clipa asta îți suni pe știi și să vină după tine să pleci de aici. Am plecat a doua zi, fata mea exista pe pământ. Am omorât-o. Pentru că a fost un șoc mult mare, foarte mare. Pentru că eu n-am știut fata aia, chiar a murit. Mi-au spus, ai mei, e moartă. Ce, ai grijă ce faci când pățești și tu la fel. O tânără cu alură de manechin și privire de oțel ne spune o poveste care pare desprinsă dintr-un scenariu scris de o minte bolnavă. Istoria unui copil devenit între timp adult, care a trăit, văzut, simțit, suferit în 5 ani cât pentru 10 vieți. Nu-i putem arăta chipul, nu-i putem auzi vocea reală, nu-i putem ști numele. Deși a fost salvată și e protejată într-un centru special, e încă urmărită și amenințată de cel care i-a fost proxenet și stăpân. Dar vrea să vorbească despre experiența ei cumplită, în speranța că și noi, și ele, vom înțelege cine sunt de fapt ele. Povestea fetei fără chip începe acum 9 ani. Ea avea atunci 11 ani. Rămăsese orfană de tată. Mama s-a recăsătorit la scurt timp. Și ca să scape de povara creșterii unui copil, a lăsat-o în grija unei cunoștințe, un anume Tibi, un proxenet din oraș. Ea a făcut un contract cu Tibi, prin care mă lasă în grija lui, știind cine e el, de fapt. După un an de zile, s-a culcat cu mine, la 12 ani, și mi-a zis, de mâine mergi și tu la stradă. Și am zis, păi, dar eu nu vreau să merg, cum să merg? Și a început să o bată și am ajuns la stradă. Prima zi, primele imagini îi sunt încă foarte clare în minte. Era frig și toate fetele erau aproape goale. Au obligat-o să poarte tocuri și abia se putea ține pe picioare. Luminile farurilor o orbeau și ar fi vrut să fugă, dar a înțeles atunci și cu fiecare noapte care a trecut că nu mai era nimeni care să o poată salva, nici măcar mama ei. Eu stăteam pe stradă, efectiv plângeam când vedeam că trece pe lângă mine și
Nici măcar nu trecea cap, mergea mai departe. Poliția trecea pe lângă mine. Nici măcar nu oprea. Procurori se uitau și plecau mai departe. Deși chiar aveam un față de copil. Am fost la poliție, l-am dat. Și i-am dat declarație. I-am intrat pe ușă, el a intrat pe cealaltă. A ieșit cu declarația mea în mână și până acasă mă țin în picioare, în fața poliției. M-am umflat la față, nu mai vedeam deloc, ochii erau plini de sânge și a doua zi m-a trimis la stradă. Și atunci, de ce să mă duc să-l dau pe el în gât sau să-l denunț? Dacă oricum era clar că el avea spate, a asigurat mult prea bine. Erau 11 fete pe strada lui Tibi. Una era soția lui, alta amanta. De la amândouă, copila de 12 ani a învățat cum trebuie să te porți cu clienții, cum să-i mulțumești, cum să zâmbești când ai vrea să plângi, cum să strângi din dinți când ai vrea să urli, cum să execuți ordinele când ai vrea să te ridici și să fugi, pentru că a văzut cu ochii ei cum se plătește pentru un gest greșit, oricât de mic. A fost în stare să pun pe soția lui în genunchi pentru că a întârziat 5 minute și se bage toate prezervativele de jos în gură și să-i dea să-l înghită. Mașinile treceau și a băgat toate prezervativele de pe jos în gură. Fuzile? Da. Și a fost să-l înghită. Noapte de noapte, fiecare fată trebuia să producă cel puțin 800 de lei. Altfel, erau bătute crunt, iar ele aduceau și 1000 și 2000, fără să primească nimic în schimb, doar țigări și băutură. La culcare la școală eram beată, adică nu simțeam nimic. Pentru că gândește un copil de 12 ani să ai diferite mărimi, nu-i tocmai ușor. Și dureros. Foarte dureros. Și atunci mă necam în alcool. La un an de zile am fost plecat în Italia. Vândută. Încă nu împlinise 14 ani. Cel care a cumpărat-o știa că are 17. A dat pe ea 2000 de euro, dintre care 1000 erau falși. Și pentru asta tot ea a fost bătută. A știut doar atât, că a ajuns la Brescia, într-un apartament pe o stradă fără nume. Ieșea de acolo doar noaptea sub strictă supraveghere și era dusă pe o altă stradă fără nume din Milano, unde peste tot se vorbea în limba română. Sunt româncă. Ești româncă, așa-i? Da. Ai o cameră aici? Da. Dar unde mergem? În copil. Nu sunt multe cifre oficiale, dar se spune că în Milano 50% dintre prostituate sunt românce, în Roma 70%, iar în Rimini 90%. Cel mai cunoscut oraș al Rivierei Italiene de la Marea Adriatică atrage în fiecare vară mii de oameni, care umplu până la refuz plajele, străzile, hotelurile de lux și restaurantele. Peste zi e un mic paradis, peste noapte un bordel în aer liber. Printre mașini, oameni, biciclete și echipaje de poliție își fac apariția fete cu trupuri perfecte și atitudine îndrăzneață. Sunt peste tot și pe străzile mărginașe și în plin centrul stațiunii. Lei rumena, acolo, ragazza. C'era già là con un cliente, era dentro al parcheggio, scese. Quella lì è rumena. Le recunoaște chiar și așa din viteza mașinii în întuneric. O cheamă Silvia și de 6 ani face zilnic acest traseu, încercând să le salveze. There are my sister, you understand? If you see your sister in the street, you can't be afraid. I'm afraid for them, not for me, because I'm lucky after, when I finish this, I come back to my husband in my house, okay? I can dream, I can sleep. It's not a problem for me, but for them, yes. Cu ajutorul Silviei pătrundem și noi în această lume pe o ușă secretă, pe care a îndrăznit să o deschidă prima dată acum mulți ani un preot catolic, Don Oreste Benzi, un om bun și curajos care a privit dincolo de aparențe și a înțeles că aceste femei poartă cu ele traume inimaginabile. Cu mâinile goale a pornit într-o misiune extrem de periculoasă, salvarea prostituatelor, de proxeneți și de ele însele. Pe strada pustie se aud doar pașii preotului și rugăciunea pe care o spune în șoaptă. Sister! Sister! Vocea lui se lovește de un zid înalt de ceață și tăcere. I am priest! Don't worry! You can be sure! Din beznă se aud voci, apoi câteva siluete ca niște năluci ies din ascunzătoare. Oh! Oh! No, don't worry. Camilla, don't worry. If you come out from the road, I'll give you residence permit, passport and work permit, and you will get a good salary, but honest salary. E ca o secvență de film suprarealist. Have a father.
o altă-ne ala obidenie. Câteva femei sumar îmbrăcate și un preot, ținându-se de mâini, rostind aceeași rugăciune. Un colț de stradă frecventat doar de prostituate, proxeneți și clienți de ocazie e transformat în biserică fără acoperiș sau icoane. You decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Domnul Reste urcă în mașină fără să se mai poată uita în urmă. Microfonul pe care l-are ascuns pe sub hainele preoțești înregistrează prima lui reacție. Că mizerie! Când a descoperit această nenorocire, era preot tânăr, sărac și încrezător că poate face lumea mai bună. A început de unul singur această misiune. Seară de seară a mers pe străzile pline de prostituate, fără frică și cu inima deschisă, vorbindu-le despre libertate și un alt fel de viață. Listen to me! Would you like to get free? Yes or not? Yes! I'll give you the good salary and documents. Come out. Il suo primo contatto era la corona del rosario che lui portava sempre. Erano delle coroncine di stoffa fatte dalle stesse ragazze che lui aveva tirato fuori dalla strada e si avvicinava alle ragazze e chiedeva loro di pregare. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Ho visto delle ragazze trasformarsi in quei pochi minuti. Poi Don Oreste gli diceva subito, vieni via, lascia la strada. An de zile, comisarul cu nume predestinat, Italo D'Angelo, a făcut echipă cu părintele Benzi, încercând împreună să pună capăt acestei exploatări. Mai ales după intrarea țării noastre în Uniunea Europeană, când numărul prostituatelor românci a explodat și fenomenul a scăpat pur și simplu de sub control, recunoaște comisarul. Relația lui cu preotul avea să schimbe multe destine, inclusiv pe al lui. Prima di Don Oreste, noi guardavamo alle ragazze pensando che loro facessero parte del sistema criminale. Con Don Oreste abbiamo capito che le ragazze non fanno parte del sistema. Le ragazze sono vittime. Și din acel moment, practic, metodele lor de lucru s-au schimbat. Până când a ieșit la pensie, comisarul a lucrat numai alături de Don Oreste. Și metoda a dat roade. Au reușit împreună să salveze sute de fete, cele mai multe din Nigeria și România. Mi ricordo la prima sera proprio avevo un paio di jeans che mi avevo comprato in Romania, no? Il maglione sotto e la maledina tutta sopra. Ea este una dintre primele românce salvate de Don Oreste. Gira qui. În fondul di questa via sono stata la prima volta. La câțiva ani, femeia a avut puterea să se întoarcă în locul care i-a marcat viața. La acel moment însă nu putea vorbi despre asta, atât era de traumatizată. Azi trăiește tot în Italia, are familia ei și o altă identitate, pe care nu vrea să o divulge. Ea, cea de azi, e un alt om și e dovada că preotul Oreste Benzi avea dreptate. Aceste femei pot fi salvate, trebuie doar să simtă că sunt considerate oameni. Bye, all of you! Don Oreste Benzi e un erou în țara lui. S-a stins din viață la 80 de ani, discret și la fel de sărac, dar fericit că are cine să-i continue misiunea. Padre nostru, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E trecut de ora 9 și în fața unei bisericuțe din Rimini, un grup de tineri se roagă. Sunt trei fete și un băiat, toți voluntari în asociația lui Don Benzi. Silvia e veterană și cea care va conduce misiunea de salvare din această noapte. Se simte în aer tensiunea și îngrijorarea, pentru că toți știu că vor merge într-una dintre cele mai periculoase zone ale orașului, unde vor încerca să desprindă din ghearele proxeneților câte fete vor putea. Sai cos'è bello? Che le prime persone che ci proteggono sono le ragazze. Sì, è vero. Ah, se si ferma un cliente che da suo a noi, la ragazza subito proprio a livello corporale si mette davanti e dice andate. Ca de fiecare dată iau cu ei prăjituri, cafea și ceai. Multe dintre fete, deși nu recunosc, sunt ținute în stradă fără să primească nimic de mâncare sau de băut. În această seară, voluntarii vor purta și microfoane sau camere ascunse, ceea ce creează un stres în plus. Se se ne accorgono, tutto il nostro lavoro finisce in una sera. E suficient ca una să o îmbrățișeze și să simtă microfonul, spune Silvia. Facem câteva probe. You see, but I can do like this.
Băieții vor merge într-o mașină separată la câțiva metri în spate, iar eu voi fi în această seară unul dintre voluntari. Voi merge alături de ei, dar mă avertizează că va trebui să cobor din mașină doar la semnalul lor și la fel de repede trebuie să și urc dacă e cazul. E trecut de ora 11. Suntem ascunși în spatele unor geamuri fumurii, într-o misiune care ar putea fi ca oricare alta. Sau ar putea să ne schimbe viața, așa cum ne spune Silvia că i s-a întâmplat și ei. For the first time in my life, I pray for the first time in the street with the girls 6 years ago. I never pray in my life. I never believe in God. You never believe in God? No. But when I met them, they pray with me. And my life was like a puzzle. And my puzzle, and I can't don't understand nothing about the life. Viața, cu tot ce nu știam despre ea, e aici, într-o parcare de la marginea orașului. Sunt 3 fete, toate românce. Am nimerit, se pare, într-un moment tensionat. Una dintre ele gesticulează și vorbește precipitat. Silvia o liniștește și îmi face semn că aș putea să cobor și eu. Lelo Strongiuletto! Ciao! Sei de dove viene? Ah. De România! Si? Putem să vorbim românește, dacă vrei. Da, așa. Brusc, expresia feței se schimbă. Îi era dor să vorbească românește, îmi spune. Zâmbește și strânge pe lângă corp bluza subțire. Poate de frig, poate de rușine că e nevoită să stea așa în fața mea. Ce faci? Bine. Nu te cred. Bine, sunt bine. Răspunsul vine mecanic, de teamă ca nu cumva să îi se simtă tremurul ușor din voce. Silvia! Ai o fetiță. Câți ani are? Și unde e? Mamă. Cum te-a lăsat inima? Nu s-o leagă, mi-a venit. Mai plâng și acum, recunoaște. Normal. În ochii cu o privire rece, aproape sălbatică, se văd câteva lacrimi. Spune că face asta pentru copil, că nu a găsit alt loc de muncă. E în Italia de vreo 4 ani pe cont propriu și în curând se va întoarce acasă. Când? În septembrie. Per quanto tempo? Facciamo un pulmino da 9? Per sempre. Gata, hai terminat cu asta? Bello! Questa cosa è bellissima. E o atmosferă relaxată, se râde mult și pentru câteva momente am uitat că sunt într-o parcare plină de prostituate cu proxeneți care ne pândesc din umbră. Ciao! Te aștept acasă, Lisele. Nu! Urc în mașină și simt încă mâna ei înghețată în palma mea. Parcă ar fi vrut să nu mai dea drumul. Te iubesc! E suo marito che la tiene in strada. Tutti gli anni ci dice che a settembre va via e non va mai. But now she smiles. But also, for example, the last week she cried, she want to kill herself. Prin urmare, ceea ce am văzut, privirea aceea distantă și aerul de om sigur pe el sunt doar o mască, o metamorfoză forțată prin care trec toate aceste fete. Și discursul e identic, spune Silvia. Toate sunt bine, toate vor să stea în stradă, e alegerea lor și viața lor. Justificările sunt și ele aceleași. Au un copil de crescut, nu au găsit de lucru și în cel mult o lună se vor întoarce acasă. Suna piange, o nessuna ci dice voglio scappare, c'ho paura. È tutta maschera che devi tenere perché devi sopravvivere. Perché te gli chiedi come stai? Bene, bene, però vedi i loro occhi che urlano. La prima volta si chiama Monica, dopo 3 mesi si presenta come Mirela. Per me? Anca. Zdrăgerea mea era ca un copil. Și că nu am ce să mănânc și că duc foarte greu și că fac chestia asta nu că spusă, pentru că sunt obligată că nu am școală, că sunt o femeie fără nimic. Fata fără chip a avut câte un nume în Italia, în Ungaria sau în România, peste tot pe unde a fost vândută, cumpărată, folosită și umilită. Însă nicăieri ca în Italia nu a simțit cum pericolul trece ca un glonț de pe lângă tâmpla ei, la propriu. A scos un pistol de sub scaunul de la mașină și l-a pus la casă. A spus, acum te împușc în cap, te bagă în pomberon și nu mai știe nimeni de tine nimic. Oricum nu interesează pe nimeni de persoana ta. Tu poți să mori și e egal pentru toată lumea. Tu ai un risc foarte mare, tu pleci cu un client, poți să fii moartă. Deci poate să te omoare că nu știe nimeni nimic de tine. Ea se plimbă cu mașina. Te sună și te întreabă, ai făcut ouă. Deci așa te întreabă, nu trebuie de bani, pentru fani să ascultate. Într-adevăr, peștii nu le scapă din ochi nicio clipă. Dacă te uiți cu atenție, poți vedea mașini bine camuflate care staționează la distanță mică de fete sau care circulă cu viteză redusă pe lângă trotuarele pe care se plimbă prostituatele. Azi ne-au luat și pe noi în vizor. Te-a încetinit ca să-i arunci să simte ce în față.
Suntem urmăriți nu numai din mașini, ci și pe jos de proxeneți care pretind că sunt băuți și că au nimerit pe lângă noi din greșeală. În locul în care ajungem, dăm peste unul dintre ei. O fată îl vede, se sperie și încearcă să-i distragă atenția cât să ne dea nouă timp să plecăm. It's better we go. We move. We don't stay in this place. Dar cel mai periculos e în zona în care româncele sunt controlate de mafia albaneză. Deja că se duce ăla la ea. Se la noi? Încercăm să ne pierdem urma în alt cartier al orașului. Într-o benzinărie își face veacul altă româncă, o cunoștință mai veche de-a Silviei. Răpită, dusă în Anglia, apoi în Italia, se uită în ochii tăi și jură că e bine. De aceea toate încercările voluntarilor de a o salva s-au lovit de un refuz net. Tu mi-ai ajutat tropa mea, lo so, ti ingrazio tanto. Tu per me non posso dire che sei come una mia sorella, fui da una mia sorella. Il mio rispetto per te c'è sempre, per tutti qua che ci state. Prossimo giovedì noi veniamo, okay, con la macchina un pochino più grande. Okay. Dietro mettiamo le valigie, davanti ti mettiamo te con la cintura per la sicura, andiamo via, va bene? Ok, non devi rispondere. Silvia a învățat să aibă răbdare. În cei 6 ani petrecuți printre aceste fete, a reușit să salveze în jur de 200. Ea doar le întinde o mână de ajutor, dar nu le poate forța să plece. E più difficile strapparle dal racket le ragazze romene, molto più difficile. Per quello che è il nostro lavoro, tante di queste ragazze ci dicono: guarda, forse noi non verremo mai via dalla strada nei prossimi 10 anni, però continuate a venire a trovarci, non lasciateci soffrire da sole. Cioè, loro, questa cosa è incredibile, loro davvero ci aspettano. De 7 ani, Luca Fortunato nu a întârziat la nicio întâlnire, fie că e soare, ploaie sau zăpadă. De-a lungul anilor, voluntarii au învățat să citească printre cuvintele fetelor sau să le descifreze gesturile cheie. Din ce li se spune sau li se arată, știu exact care dintre ele e foarte aproape de a se desprinde, care mai are nevoie de timp și care e încă prea înfricoșată pentru a se gândi măcar la asta. Ei nu fac presiuni, merg în ritmul lor și așteaptă ca ele să se convingă singure, iar până atunci le țin sub supraveghere și suferă pentru fiecare dintre ele. On Christmas night we arrive there with a little present to give them for Christmas. It's very, very beautiful. They're crying with you? Yeah, yeah. I also was crying with them. They don't want to take with her hand the prayer because they say my hand is not clean. My body is not clean. Le ragazze sono abituate che i clienti chiedono loro quanto costi. Noi ogni volta che andiamo dalle ragazze noi chiediamo quanto soffri, e questa domanda loro le colpisce. Allora lì inizia una relazione con queste persone ed è molto difficile per le ragazze rumene strappare dalla strada, davvero tantissimo. Pentru că nu au încredere în nimeni, sunt bătute și terorizate, iar unele sunt chiar căsătorite cu proprii proxeneți. Și nici nu îndrăznesc să ceară ajutor. O singură dată își aduce aminte Luca, o româncă l-a implorat din priviri să o salveze. Le-a detto, eu voglio scappare via, non voglio stare qua, aiutatemi, vi prego. Ha detto queste poche parole ed è scappata via così, è salita in macchina con una mia amica. Fata despre care vorbește e Monica. De altfel, singura care nu doar a acceptat, ci chiar a insistat să ne dea interviu cu identitatea la vedere, pentru că ar vrea ca lumea să îi se uite în ochi atunci când își va spune povestea. Lumea, încă în România, nu poate să înțeleagă că o fată care stă în stradă, suferă, poate nu vrea să facă ceea ce e constrânsă să facă. Toată lumea să le arate cu degetul. Dacă aia stă în stradă, că e așa și pune ștampila pe frunte, aia e. Multe, ne spune, sunt exact ca ea. Pur și simplu doi băieți din scara blocului m-au băgat într-o mașină și m-au dus într-un oraș lângă Brașov și acolo m-au sechestrat, însă o săptămână, cred că, și de acolo, în altă mașină, m-au așa și eu m-am trezit în Italia și ei erau mână-mână cu niște albanezi, după aceea nu prea am bine să povestesc tot ce se întâmpla, dar nu puteți imagina. Scoate fiecare cuvânt cu greu. Aici, de față cu noi, retrăiește nopțile în care își vindea trupul cu ora și momentele de pauză în care se ruga să vină ori poliția, ori un client cu inimă miloasă. Și e evident că nu vrea să-și aducă aminte. Doar când începe să vorbească despre salvarea ei și despre viața de după, își recapătă fluența. Fetele, nu trebuie să aibă frică de nimeni și de nimic. Trebuie să ai curaj. Zici, nu, basta și
să alegi bine, nu răul. Pentru că mai există și bine în lumea asta. Când a ajuns aici, în fosta mănăstire din Chieti, unde sunt cazate fetele salvate, Monica era o mică sălbăticiune. Ridicase ziduri înalte între ea și restul lumii, care în orice moment credea ea i-ar fi putut face rău. A stat mai bine de un an aici. Rețeaua care o vânduse a fost anihilată, iar ea a considerat că e pregătită să se întoarcă acasă, doar că familia n-a mai primit-o. Și a rămas în Italia, alăturându-se lui Luca și misiunii lui. Aici a construit noua ei viață, în orășelul acesta cochet, cu oameni care zâmbesc și trăiesc frumos. Într-un mic apartament cu aer burghez, unde în fiecare zi găsește pe masa din bucătărie mâncare caldă și un bilet. Odihnește-te și te sărut. Sunt fericită și emoționată un pic, pentru că am găsit pe cineva care mă iubește și mă acceptă cu toate defectele, pentru că perfectă nu sunt. Nu imaginam că cineva o să mă ceară în căsătorie sau o să vrea să stea cu mine știind tot trecutul meu și nu e ușor. Și eu mă simt iubită și norocoasă. Monica va deveni mamă peste 2 luni. Dar băiețelul ei nu va ști niciodată prin ce chinuri a trecut mama sa până să ajungă omul bun și liber de astăzi. Fete ca Monica trec printr-un proces de vindecare care poate dura și ani de zile, iar asta se întâmplă în niște case conspirative, aflate în locuri secrete, de obicei în afara marilor orașe, dar nu neapărat în zone izolate. Soprattutto con le rumene, perché è un racket così forte che è pericoloso restare vicino. Delle volte è pericoloso anche a 1000 chilometri di distanza, Purtroppo. Ne îndreptăm acum spre o astfel de casă. Mi s-a spus doar să urmăm o anume mașină, fără să știm unde mergem. Ieșim din oraș, traversăm multe sate aruncate pe dealuri și ajungem într-un loc care seamănă mai degrabă a vilă de vacanță. În grădină, câteva femei citesc cărți pe care nu le-au avut în copilărie. În sufragerie, altele stau la povești și cos, în timp ce din bucătărie vine miros de mâncare gătită. Se apropie ora cinei. E o atmosferă caldă de familie, în care femei de toate vârstele, de toate naționalitățile, au învățat de curând cuvântul acasă. În fiecare zi le spun că eu mă simt bine, că stau bine cu voi. O să-i spunem Ana, o fată dintr-o familie modestă din Republica Moldova, ademenită cu un loc de muncă în Italia și o viață mai bună. A plecat noaptea cu un autobuz, alături de bărbatul care îi promisese marea cusarea în Italia. Autobuzul care a venit în Italia s-a oprit și de aici în față am așteptat o altă mașină. Am văzut că vorbesc afară, după asta i-a făcut un semn ca să mă dea pe mine jos din autobuz. Și zice, tu te duci cu o mașină aia, mă duc mai departe. Deodată, în timp aia, ce poți să nu te gândești la asta? E greu. Târziu a aflat că prietena ei cea mai bună o vânduse. A fost dusă într-o garsonieră din care nu ieșea decât noaptea sub supraveghere. Nu știa nici în ce oraș este, nici pe ce stradă. Și dimineața și seara era bătută crunt pentru că nu aducea suficienți bani. În toată perioada asta, care a fost cea mai grea zi din viața ta? De ziua mea. A fost prima zi care... Ce a trebuit să faci? Nu vreau să vreau. Ana vorbește mereu la persoana a doua, ca și cum nu e despre ea povestea aceasta. Până la urmă, singură s-a salvat. A fugit cu ajutorul unui client și s-a dus la poliție. De acolo a fost preluată de organizația lui Don Benzi. Aici a început să construiască noul om care vrea să devină. Dar pentru asta a fost nevoie de cel puțin 4 luni de terapie și consiliere psihologică. E una ragazza ancora molto spaventata, molto fragile, perché praticamente ancora anche di notte ha ancora gli incubi di tutto quello che gli è successo. Per il momento lei sente di dover star ferma in una casa. În aceste case conspirative, fetele nu sunt doar protejate, ci și învățate pas cu pas să trăiască altfel. Abia atunci când sunt pregătite cu ajutorul celor din comunitate, încep să iasă în lume și să lupte altfel cu demonii și coșmarurile. Noaptea mă trezeam din somn și să plâng și ziceam că bate ceva la ușă și că intră peste mine și că vor să mă omoare. Îi visam noaptea. Am avut șocuri foarte puternice. Nu se vedea pe mine. Efectiv, noaptea, când închideam ochii, vedeam. Fata fără chip a avut nevoie de aproape 4 ani ca să scape de coșmaruri. După ce a reușit să fugă, tot cu ajutorul unui client, s-a ascuns și și-a vindecat rănile într-un centru special din Timișoara, unde s-au vindecat de-a lungul anilor alte câteva mii de fete recuperate de Mariana Petersel din toată lumea. Puteți să vă închipuiți că noaptea un copil urlă în somn câte o jumătate de oră și încerc să-l trezești și nu se poate trezi și urlă în continuu, nu, lasă-mă, nu. Și să nu poți să-l trezești?
pentru că el este într-un coșmar din acel adânc în care își revede trecutul. Ea le-a alungat visele urâte și le-a învățat cum să transforme tot răul din ele în bine, cum să trăiască, să iubească și să-și privească în ochi fără teamă chiar și proprii agresori. Proxenetul Tibi, de exemplu, își amenința victimele chiar în timp ce stătea în boxa acuzaților. Geamul grește! Să rup gâtul de omor, stai gâtul când ies! La așa distanță erau unii de alții. Tibi, proxenetul fetei fără chip, e în pușcărie acum, dar încă îi trimite fetei scrisori sau mesaje anonime. Era pește de la 15 ani și a ținut-o așa până la 30, când a fost prins dintr-o întâmplare, în timp ce încerca să arunce pe piață bancnote false primite de la un italian care îi cumpărase o minoră. La proces s-a dovedit că 7 dintre fetele lui aveau sub 18 ani și fiecare dintre ele îi aducea sume enorme. Ne-a tras o linie la o singură fată și era mult peste 800 de milioane. Deci dacă stați și vă gândiți că acest om avea 10-13 fete și facem un calcul, el poate să cumpere un județ. Și nu era printre cei mai bogați. Colegul lui de breaslă, Tudor Viola, foarte activ în Occident, cumpăra femei din România cu 500 de euro și le trimitea sub supraveghere strictă în Italia, Spania și Franța, în timp ce el trăia pe iahturi la Monte Carlo. Ani mulți, afacerea i-a mers strună. Avea el oamenii lui, spune. Personaje bine informate din Ministerul de Interne, care îl sunau la Monaco să-l avertizeze. Au venit poliția română de 2 ori. Am fost anunțat, vezi că aveam pe cineva aici în România. Vezi că pleacă și vine să urmărească în orașul cu tare. Păi atunci i-a prins pe cineva din clanul ăsta, cum îi zicea lui Ghenosu. Ce să facem? La fiecare ne pică rândul, nu? Nu mai merge să cuminții. Nu. Dar vorbește lumea, nu mai merge. Lumea vorbește, într-adevăr, însă realitatea e cu totul alta. Și la voi cam cât e? Normal, pentru că 1020, dar pe trebuie să-și ceară mai mult, dacă merg rău. Cam cât? În 50. E o cameră? O cameră de hotel? Ai ceva? Sau? Nu, în mașină. În mașină? Păi și... camera, plătești camera 50. August 2015, colonia Marconi, zona celebră a Madridului în care de cum intri devine evident că odiosul imperiu construit de Ioan Clămparu e încă în picioare. Întotdeauna, la străzile principale unde sunt cei mai mulți clienți, sunt prostituatele românce. Uite, vezi? Prostituata și proxenet. Niciodată n-ai să vezi una fără proxenet. Uite, aia coboară cu siguranță întreținând relații sexuale acolo sus. E șocant să vezi că e un loc de parcare, clientul ia prostituată, merge 50 de metri, 100 de metri, după care întreține relații sexuale ziua în amiaza mare. Pentru cineva care ajunge absolut întâmplător în zonă, imaginea este puțin spus șocantă. Pe stradă, în plină zi, româncele poartă doar lenjerie intimă și un zâmbet relaxat. Dezinvoltura lor te lasă fără grai, însă dacă treci de amestecul de îndrăzneală și vulgaritate, descoperi o mare suferință, iar sub machiajul perfect, probabil urmele bătăii din ajun. I-am spus că nu vreau, am început să strig și să plâng, era oribil. Nu există ceva mai rău decât să ai relații sexuale cu cineva pe care nu-l vrei. A luat un băț și a început să mă bată de la 12 noaptea până la 3 dimineața. Am strigat într-una, dar nimeni nu a venit să mă ajute. Mi-a umflat fața și tot corpul. Ea este Ioana, una dintre fostele sclave ale lui Clămparu, supranumit Cap de Porc. A fost salvată la timp și e una dintre puținele care mai pot vorbi. Unele au dus cu ele în mormânt coșmarul trăit. Altele, cu siguranță, nu vor avea curaj sau putere să vorbească niciodată. Româncele, se știe bine la Madrid, sunt cele mai maltratate. Spre deosebire de Italia, unde albanezii au reputația de măcelari, în Spania, proxeneții noștri sunt spaima prostituatelor. Sunt organizaționez muy violentas. Que a las mujeres, bueno, pues las someten a bases de palizas que en ocasiones, bueno, pues puede agravar algún órgano. Yo me he encontrado a chicas con el bazo reventado, rajadas de aquí a aquí. En Rumanía la metían como en una especie de sótano dándoles corrientes eléctricas, tatuando la deuda que tenía con la red, infinidad de violaciones. O sea, desde darles
agua con sal cada 15 minutos. Ana Maria Esteves se ocupă de câțiva ani de salvarea prostituatelor din Madrid și cea mai mare parte a fetelor pe care le-a scos din mâinile proxeneților sunt românce. Nici nu e de mirare, sunt cu miile în Spania. România es la primera nacionalidad en el número de mujeres que atendemos diariamente. No lo estamos encontrando en diferentes lugares. De la zona sur de România, Braila, Galați, Constanța, Brașov, Ploiești, Călărași. Llevamos dos años que hay una incidencia cada vez más elevada de mujeres que proceden de la capital, de Bucarest. De la toate tinerele salvate, dintre care ultima în vârstă de 17 ani acum câteva săptămâni, a auzit același lucru. Nici nu-și puneau problema să fugă, de groază că vor fi prinse și torturate. Oamenii lui Clămparu aveau minți bolnave și imaginație multă. Le băteau dacă nu aduceau bani, le băteau preventiv, pentru că așa o cerea ritualul de inițiere, le băteau dacă le prindeau că intră în contact cu oameni din afara organizației. Documentarul realizat de Antena 3 Spania în colaborare cu Antena 1 dovedește cât de siguri erau proxeneții că nu li se poate întâmpla nimic. Bătăile și batjocura erau filmate chiar de ei. După torturi repetate, fetele nu mai aveau forța să se opună. Înțelegeau că e singura lor șansă de a rămâne în viață. Ha habido casos de mujeres que han desaparecido. No han sido descubiertas. La rumorología hablaba que la gente de John Clamparu había asesinado, había devorado con perros a gente, la había enterrado en alguna chalet o en alguna finca. Așa și-a construit cap de porc imperiul, prin teroare. Se spune că în dormitor deasupra patului avea un tablou cu Al Capone, idolul său. Însă multă lume nici nu știa cum arată, stătea mai mereu ascuns. Dar fetele care au avut ocazia să-l întâlnească nu vor uita asta niciodată. Eram însărcinată și m-au lovit în burtă cu picioarele până am început să sângerez. Abia atunci m-au luat și m-au dus la spital ca să avortez. Am o durere care mă sfâșie de fiecare dată când mă gândesc că mi-a ucis copilul. Sí, generalmente, bueno, pues el tratante lo que hace es el boletín, falsifica, bueno, pues con una fecha de nacimiento de una mujer mayor de edad, retiene su boletín bueno y es el que va presentando en la frontera. Pero también los conductores saben que mujeres mayores y menores vienen a España a ejercer prostitución y pertenecen a una red, como la propia policía en frontera, 250 euros según presentas el pasaporte y pasas. Foarte repede, Ioan Clămparu a devenit cel mai de temut proxenet al Spaniei, după care a vrut mai mult și și-a extins afacerea în Portugalia, Italia, Cehia și Anglia. Piensa que en época fuerte del clan Clamparu, yo puedo hacer una previsión de lo que puede haber sucedido en España. Clamparu puede haber movido 2.000 mujeres ejerciendo la prostitución para él y para su gente, tanto en la casa de campo como en diferentes locales de alterne dispersos y distribuidos por la geografía española. O mașină monstruoasă de făcut bani pe care comisarul José Nieto o cunoaște bine. A fost investigatorul Madridului în operațiunea româno-spaniolă de capturare a lui Cap de Porc. Datele poliției arată că numai în capitala Spaniei, organizația lui Clămparu câștiga într-o singură zi peste 50.000 de euro. Dar având în vedere că banii erau scoși periodic din țară, nu e exclus ca profitul să fi fost mult mai mare. Todo el dinero se recauda diariamente, sencillamente para evitar posibles fugas, posibles atracos, posibles pérdidas. Y cada semana, aproximadamente cada semana, en un coche, en un vehículo, iba en dirección Rumanía para que el dinero se fuera entregado en mano al segundo o al tercer espada de John Clamparu. La finalidad última de todo ese tipo de esclavitud es que John Clamparu sea el hombre más rico de Rumanía. Și a reușit. Clamparu, se spune, trăia ca un rege, în timp ce numele lui se afla pe lista Interpol cu cei mai căutați infractori ai lumii. Ba chiar era și condamnat în lipsă de autoritățile române la 13 ani de închisoare pentru trafic de persoane. 8 ani a fost vânat Cap de Porc înainte să ajungă în mâinile polițiștilor spanioli. S-a predat în septembrie 2011, știind, spune el, de consemnul dat de a fi prins viu sau mort.
În primele imagini de după arestare, cel mai de temut interlop român din lume pare împăcat cu soarta și foarte flămând. Ioan Clămparu a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, cea mai mare pedeapsă primită vreodată în Spania și România de un traficant de carne vie. Dar în timp ce el era extradat la București, în aprilie 2015, rețeaua lui se reorganiza. La gente que inicialmente trabajaba para él ve que es un momento bueno para poderse independizar. Es muy difícil que después mantener una fidelidad a prácticamente 20 años en prisión del gran jefe. Entonces, cada uno de ellos se autodenomina heredero de Ioan Clămparu. Ya son independientes. Doar că moștenirea, se pare, nu s-a împărțit echitabil și între oamenii care l-au slujit și care învățaseră de la el gustul și culoarea banilor, au început să apară rivalități periculoase. Las chicas que estaban con Clămparu, que trabajaban para Clămparu, las recogieron los sucesores de Clămparu, los que estaban por debajo, se quedan con ellas y se quedan con ellas y tratan de acumularlas. De hecho, ha habido casos de secuestros y de chicas que pasaban de manos de unos a otros precisamente para obtener poder. El poder aquí en Madrid es, si tienes más mujeres, tienes más poder. Iar de la rivalitate până la război total n-a mai fost decât un pas. Una bomba que llevaban preparada en un coche teledirigido, un pequeño artefacto, le estalla uno aquí, va en el coche y le estalla la bomba aquí y psh, fuera. Entonces eso es en el marco de esa guerra que hay entre los sucesores de Clămparu para obtener el poder. ¿Quién se ha quedado con el territorio y el poder de Clămparu ahora mismo? Había un tipo que se llamaba Tudorache, por ejemplo, que se quedó con una buena parte de la organización. Beco es uno de ellos, Dore Inocentu, que es alguien que murió en México, pero ahora ya no hay un gran jefe, ahora son pequeñas organizaciones. Ha pasado un poco como con el tráfico de drogas. Astăzi, fostele fete ale lui Clămparu o duc chiar mai rău decât înainte, dacă acest lucru mai poate fi posibil. La Madrid, româncele sunt mult mai strict controlate și au interdicție la conaționali. De ce? Cine nu te lasă? Nu cred că merge nimeni. Nu merge mai nimeni cu români. Păi de ce fetiți? Nu le lasă bărbații, nu. Nu mergem noi cu români. Și în plus de asta, lumea o să-ți ia mult mai mult. Să ia 50-60, nu prea merge lumea cu români. Dacă vorbești altă limbă, poate te ia cineva, da, așa? Ne spune grăbit și pleacă. Nu are timp de conversații nelucrative. Are de făcut norma pe astăzi. Deși în stradă de la prima ora dimineții trece neobosită de la o mașină la alta, frământând în mână pachetul de șervețele umede. Asta au toate în gențile pe care le poartă pe umăr. Câteva obiecte sanitare, lenjerie și o pereche de papuci. Pentru rarele momente de pauză când se vor descălța de sandalele cu tocuri amețitoare și vor primi permisiunea de a se adăposti la umbra unui copac. Mănâncă în grup, la jumătatea zilei, pe unde apucă. Se vor întoarce apoi pe stradă pentru încă o noapte lungă. La capătul ei, unele dintre ele vor fi având 15 ore de muncă. Sunt toate decorative, tinere, genul de fată care și-ar putea croi oricând cărare în orice alt domeniu. Dar chiar dacă ar vrea, nu pot ieși din această capcană, pentru că proxeneții au grijă să le reamintească de responsabilitatea pe care o au față de siguranța familiilor rămase în România. S-a dus într-o zi după fratele meu în România. A încercat să-l calce cu mașina la ieșirea de la școală, dar fratele meu a sărit și a reușit să scape. Proxeneții au însă și alte tehnici de a le convinge. 10 de copii ai prostituatelor sunt sechestrați în apartamente din Madrid ca monedă de schimb. Sau dacă nu au alte mijloace de constrângere, fetele sunt amenințate că vor fi vândute albanezilor sau nigerienilor. La început nu făcea bani cu mine și mi-a spus că o să mă vândă și că o să văd eu viața ce o să am cu alții. Că ei nu au grijă de mine cum are el și că albanezii o să mă bage în spital din prima zi dacă nu prestez pentru ei și nu le fac norma. Câți bani poate să coste o femeie? Depinde, ajunge undeva la 500, 1000 și 1500. Odată cu ele să predă buletinul, pașaportul? Da, să predă. Să predă. Ce se întâmplă dacă nu colaborează, de exemplu? N-are cum. De ce? Pentru că n-are cum. E obligat să colaboreze cu ei.
Această obligație de a colabora a dus numărul de prostituate din Occident undeva la 200.000 și crește, estimează ONU, cu 70.000 în fiecare an. În statistica sumbră a țărilor din care provin sclavele sexuale, România e în top 5 cu o treime dintre fete minore. Din exploatarea acestor femei, numai în Europa, proxeneții câștigă anual 2,5 miliarde de euro. Bani murdari, de multe ori de sânge. Iar ei plătesc rare ori pentru că reușesc să cumpere polițiști și magistrați și să amuțească victimele prin teroare. Aș vrea, pentru o zi, să fie tratat exact cum am fost tratată. Să fie maltratat în halul ăla cum am fost eu maltratată. Și să fac eu. Și să-mi fie convinsă când ne facem cu iată ce-am făcut. Pentru că ar simți și ce-am simțit eu sau încă 30 de fete. Pentru că, din păcate, sunt altele care au suferit mult, mult mai mult și au ajuns niște păpuși, niște femei care stau în cărucioare, care se mai pot mișca. Pentru că au fost bătute, au fost picioarele tăiate, au fost împușcate, au fost aruncate la câini. Doar să primească exact același tratament, nu mai mult și nu mai puțin.